Și după aia am ieșit afară și bun, așa, de asta, de realitate, caută chirie, multe se găsește de muncă, bani, cheltuie, chirie, un alta. Nu e simplu, nu e așa. Aici n-ai nimic. Aici trebuie să rămână respectul, asta e cel mai important, că dacă rămâne, dacă da. Acolo pleacă totul, indiferent de diferențe între voi doi. Adică nu... E dorința de a, exact. De a nu renunța și de a lupta, și pentru că noi ne-am dorit mereu același lucru, să avem o familie. Și noi n-am venit cu ideea asta aici, noi am venit să ne vedem și noi la televizor. Eu am venit în mintea mai poate că și bani. Da, așa, de experiență, niciun... Eu n-am avut... Eu, de exemplu, când am venit înainte cu 2 săptămâni și eu deja eram în cunoaștere cu altă fată. Dacă mi-a intrat ea, a primit. De atunci până la final nu s-a mai schimbat nimic. Bravo! Ce s-a întâmplat la fel? Da, ne uităm, urmărim și... A, tu n-ai intrat de la început? Nu. Și am învățat noi ca și cuplu, de atâta timp în căsnicie, trebuie să le luați ca și obiectiv, să înțelegeți că nu contează cine are dreptate. Deci dacă adevărul tău nu coincide cu adevărul ei, și poate tu crezi că de toată, lasă de la tine. Și poate expui tu peste o zi, două, că bă, hai să vedem dacă chiar nu era bine așa, știi? De multe ori, poate am avut dreptate și ea n-avea dreptate și nu o scoteai la capul cu ea, că nu știu ce e bistrică în partea aia. Eu sunt mai bistrică. Așa și scorpion și lași de la tine și nu pierzi nimic, câștigi o căsnicie de lungă durată. Dacă că luptați, la bine, dar nu știu din ce parte vreau. Vă luptați degeaba, vă sunteți contradictori și nu ați nimic. Sunteți o echipă. Asta e. Nu. Nu, da, și nu, era șocat. Nu, era foarte șocat și ziceam, nu. De emoțiile care le aveam, eu l-am întrebat pe el, la tu știi ai? Da, m-a întrebat, la tu știi ai? Nu, mi-a zis, băieții, că dacă nu te ție, mă dau afară. Deci aveam niște emoții. Deci l-am plecat la mare, frumos, pe acolo, tot pe vapor. Eu de fel foarte înalt, adică eu cred orice îmi spune sau așa și m-au tot păcălit și oamenii din spate că trebuie să ne ajungem repede înapoi, că nu știu ce, dar trebuie să așteptăm să mai luăm niște cadre, să nu știu ce. Și mi-a zis să mă uit spre apus și să dau din păr, că să mă filmează și el era în spate. Dar trebuie să pregătea să mă ceară și eu foarte entuziasmată că iau cadre cu mine, cu păr. Când m-am zis, el zice, iubire, mă întorc și zic, ce? Când îl văd de lunchiat și cu inelul, eu am început să zic, nu, dar nu cred, nu că l-am refuzat. Am fost foarte emoționat, nu mă așteptam, adică eu am fost a doua, a fost Sabrina. Prima și după Sabrina la o săptămână. Sabrina prima au ieșit înainte, nu? Da, au ieșit înainte. Da, n-au venit. Prima și după Sabrina. Am fost la Caprici? Cine? Nu am văzut. Nu am văzut. L-am văzut numai niște segmente, dar a fost... Am avut planul. Dar și l-am văzut că era cu cor, așa crezi. Da. Iar și asta. Ca bine, da. Nu mai gata, nu mai sunt dispuțiți. Avem 4. Și voi, mamele, cum vă simțiți în experiența asta așa? Cum deci, e deci, pentru voi? Poate să fie pentru mine
pe mine m-a modelat foarte mult. Adică eu am fost mult foarte mult. M-am foarte bine. M-am făcut să mă calculez. Dar să știți că nu-i bine să faci cu asta. Nu o să mă... Nu-i dai seama că nu știu ce să fie cum vezi că-mi faci. Da, clar, că asta tot mi-ar pune. La fiecția asta, nu că mă abține, am spune ceea ce simt. Nu mă abține, adică mă abține că nu-mi pun bun, dar nu sunt... Ai fac un tur post acasă? O să... Hai, trămiți-o.